Bine ați venit la Stax TV, episod cu o mașină. Nu mai zic că e second hand, nu mai zic că este episod cu mașină modificată. După cum știți, o mașină comună, cum îi place lui Marius să aducă în emisiune. La cât am vorbit în episodul cu Porsche, vreau să fac o pauză în acest episod și pentru că am un invitat special care este îndoctrinat cu marca pe care o să o prezentăm în continuare, îl las pe el să vă povestească cum, ce fel. Băi, vorbești mult, da? Că așa ne-am înțeles. Îți dau 300. Da, 300. 300. Bogdan, încântat. Bogdan, el este Bogdan. Zi-mă, Bogdan. Chine, Civi. Civi pe numele de scenă. Posesor de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Adică tare. Adică... Bun. Zi-mi de la început cum ai început cu Alfa. Eu asta încerc să-ți pun așa o întrebare, să-ți dau un hint, să-ți dau aripi și să vorbești mult de tot. Cum, de ce Alfa Romeo? Se întreabă toată lumea. Acum gândește-te că e o mulțime de 60.000 de urmăritori în spatele lui Marius care se întreabă Alfa Romeo, de ce Alfa Romeo și nu BMW? Sau o mașină nemțească, sau japoneză, sau... Să fac o glumă proastă, era ieftină și de-aia. Era ieftină. O avea tata, okay. Am cumpărat-o de la el și au început problemele. Și a început viața. A început viața. La ce vârstă ai luat prima Alfa? Aproape 18 ani. Ok. Și... Credeai că poți să munți, să munți din era ce trebuie, da, era Alfa 166, adică nava amiral, cum se spune ei. Aha, pentru era din era... cu care veneau italienii la mare. Da, aia, Vita Maișa Lupa, cu stopul ăla lung, nu, care avea niște stopuri mai lunguiețe, farurile alea mici în față de o... Okay. Urăște lumea pentru farurile alea. Ok, eu nu știu, n-am nicio treabă cu Alfa Romeo, nu mă bag. N-ai vrut să ai. N-am vrut, nici nu m-a... Atras. Te provoacă oamenii și nu vrei. Da, nu, în sfârșit, nici n-am experimentat, poate de asta. Și de acolo a pornit totul și am zis că dacă mi-a plăcut și m-am simțit bine în ea și am început încercat să... și alte mărci? Am încercat, da, nu pot să zic că nu, tata și-a luat un Passat după aia, parcă... Om cu capul sănătos, pe sănătos, băi băiatule, și... matur, băi băiatule, băi. Vreau să-l cunosc pe tatăl tău, are plete? Are părul creț? Avea. În tinereți. Și tu aveai și ai renunțat. Tătea mult mai bine, dar asta e treaba. N-am avut ce să... N-ai avut ce să ce? Vârsta și arată... Hai de mult, termină cu frăjeala. În sfârșit. Și... O să ajungi să te tuți la zero. Trecând peste, vreau să-l cunosc pe om, că și-a luat Passat o decizie rațională, nu emoțională, cum încă văd că nu un te-ai gogoșer, maturizat. Un gogoșer. Bun. Și-a făcut treaba cu el. Și-a făcut treaba. Mi-am făcut și eu treaba cu el în timpul liber, consuma puțin. Când era Alfa stricat. Relativ. Când vrei să te duci tu la mare și vrei să ajungi. Relativ. Când vrei să scoți o fată în oraș să nu te faci de râs. Să zicem. Am zis că nu mai vorbesc. Așa nu poți să chiar te rog. Da. Da. Și cam de acolo a pornit totul. Am încercat să mă limitez la una. N-am reușit. Okay. Mi-am luat și a doua. Trebuia să ai o mașină cu care să mergi. De rezervă, adică... de piese, cum se zice. Nu, era model diferit, nu se potriveau piesele. Ok. Și de acolo a început nebunia. Au început salarii tocate, economii, toate cele. Asta din cauza faptului că aveai o Alfa, adică prietenii nu, tăi din cauza faptului și că... alte mașini și discutați nu, și voi nu, seara. Din cauza că... La mine nu. Nu, sincer, în afară probleme... Hai că stau eu așa, că am și capul mare și să fac un bam, ignition. Okay. Da. În afară faptul că mi-a vândut o taică-mi stricată,
Da. M-a ars, n-am avut ce să-i reproșez. Ce să-i reproșez, n-aveam cum, mă dădea afară din casă și nu era combinație. Avea o problemă la garnitura de chiulasă, făcea o problemă doar în treapta a șasea, strict în treapta a șasea, dădea apă afară din vasul de expansiune, turbo, diesel, turbo, okay. Și doar în treapta a șasea. Mergea aia 5 ani, n-avea nicio problemă, îi dădea a șasea, bora afară. Și strimeau 6 trepte pe vremea aia, vorba aia, 6 trepte. Și... era salariu radiatoriu, salariu pompa de apă, salariu caloriferu, salariu toate cele, până a venit un electrician și a zis: păi prietene, îți vine apa pe retur în vasul de expansiune, îți vine aer, pauză, intermitențe, apă, pauză și ai garnitura de chiloasă. Și am schimbat garnitura de chiloasă. Ce și ai garnitura de chiloasă, frate, de cum știi? Da, după așa. Care am trecut la alta și am început nebuniile, că na. Ca toți visam, suspensii, frâne, jante, vopsiri, body kit-uri, toate tuning, cele. Nene. Nu, nu. Un tuning mai... Racing? Nu. Nu voiam să ies din liniile mașinii, să ceva cât mai clean, cât mai pe... să folosești piese cât mai, de fabrică, da, sau de fabrică tuner sau agreați? Derivate pentru... din cele de adică fabrică. Adică ar veni piese originale. Da. Ar veni. Da, niște copii de piesele originale, piesele originale erau foarte greu accesibile. Bun. Și am vândut-o și pe aia și toate, ca să nu credeți că nu există niciun profit, nu s-a realizat niciun profit, toate mașinile, toate altfel se dau în pierdere, să nu credeți vreodată că o să faceți... Toate mașinile pe care le cumperi și le folosești tu pentru tine se dau în pierdere. Nu, există păreri... Sunt și oameni care cumpără mașini și le folosesc pentru alții. E o mare diferență. Da, și asta e adevărat. Merg cu ea, nu fumez în ea, stai că nu fac aia, că trebuie să o vând, nu-i pun de-aia, nu-i fac aia. Nici eu nu fumez în el. Da, în sfârșit. Da. Și am ajuns acum să am mai multe alfe, printre care asta e daily. A pornit de la ideea că nu va fi daily, dar e o mașină care este luată în leasing, se plătește lunar și automat luna aia trebuie să... Mă bucur, da, să fac niște kilometri, să mă bucur de banii. Și ce mașină mai ai? O Alfa 156 GTA, care e în proces de recondiționare de ceva vreme, no time for it. O Alfa 166 V6, o Alfa 156 2.0 GTS cu roll cage, mașină de școală sportivă prin Germania, o Alfa Spider. Asta e aia diesel, nu? Asta e aia diesel, singura care a mai rămas diesel. Deja din toate mașinile astea știu două, aia și cu asta. Mai zic. Așa. Și mai am încă o dublură de 166 V6 că ca la surpriză. Ca la surpriză să am dublură, dar nu dau. Nu. Adică nu fac schimb, nu fac nimic. Și cred că le-am cam terminat. Și o să mai vină teoretic încă 156 GTA, dar care va fi intenționare. Câte sunt? N-am fost atent. Nu. 6. 6 pe acolo. Și asta va fi ultima, va fi de track, strict de track, de circuit și atât va fi... De circuit? Ne... Adică să meargă... Strict de circuit. Adică are un istoric, are un palmares de curse, are un istoric doar de curse, adică a fost, bine, de fapt mint, a fost vreo 2 ani de stradă, după care s-a trecut ușor la curse și mașina spre... surprinderea multora, nu cere bani, nu face probleme, nu bușește garnituri, nu bușește ambreiaje, nu bușește nimic. Nu știu, cred că a făcut alții nemții ceva, nu știu, aia au... Da, iar spre surprinderea multora, deși am Alfa din, deci de la, da, de vreo 13 ani, am folosit doar de două ori platformă. Și nici, și în rest, nici șufă, nici nimic. Nu s-a stricat? Surprinzător, nu. Una, asta odată pentru că ești tu pasionat și știi problemele și le remediezi neapărat, în timp? Nu neapărat, poate că și din chestia asta. Știi să-i faci mentenanță? Știi să o gâdili unde-i place dânsei? Că da, din păcate cu asta mă ocup și... Te ocup cu gâdila de Alfa cu Romeo? Cu gâdila de Alfa Romeo. Ai un servis? Un atelier. Atelier, mai mic decât specializat, service, adică... e mai mic decât da, servisul. Okay. Intră o mașină înăuntru? Intră o mașină. Ce-ți mai trebuie? Așa? Sunt ce eu cu mine și cu ocazional suportul de blendă care da? Mai... Mai face și el la mai ele? Mai face și el în... După okay. programul de Vodafone. Ok. Nu e rău. Și... deci, oamenii de care mele... au Alfa poate să apeleze la tine pentru anumite operațiuni. Da. Nu poate să apeleze, că ești foarte ocupat, să înțeleg. Cât îmi permite față, figură, așa. Timpul. Dar poate omul care lucrează la Vodafone reușește cu o agendă să facă niște programări peste 6-8 luni.
nu? Da. Cu un avans plătit, ca să vezi că e clientul să serios. Să fie clientul serios, să lasă bani și să nu funcționeze, din păcate, pe avans. Ce motorizare propulsează acest bolid de culoare roșie în trei straturi? Roșie în trei straturi, foarte de menționat. Da. Ne poți deschide, adică se deschide capota? Dacă nu face, dacă nu face probleme acum, da, în general se deschide. Nu te-am întrebat înainte, dar... Eu nu vreau să mă ating, că mă acuză oamenii ca zgârii, ca unghiile tăiate. Mașini prețioase. Wow! Hai că arată bine, n-arată rău. Ce-s astea? Două clapete de admisie, două circuite de răcire, două la două, pentru că este un motor V6 la 90 de grade. Scrie dezvoltat, acolo, adică, da, pe aia e mențiunea, adică, să fie adică l-a făcut așa și pe aia l-a pus așa? Pe aia l-au mai înclinat un pic. Okay. Cred că au vrut să menționeze chestia asta în special pentru că mulți se plângeau de faptul că un V la 90 de grade nu oferă performanță. Este un motor de 2.9 V6, dezvoltat de Ferrari, care produce 510 cai, biturbo. Asta are 500 cai, mă? 510. 375 de kilowați. Ai pus-o pe dyno? Am pus-o pe dyno. Și Newton? 600 plus. În, depinde ce aer vine, ce... Da, 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 da. Temperatură și așa. Da. Și cam totul este... Intercooler cu Wasser? Cu intercooler răcit cu apă, intercooler răcit cu aer, două circuite de răcire, cum am mai zis, unul pentru turbine, unul pentru motor. Okay. Și cam totul e la dublu. Două pompe de înalte. Consumă ulei, domne? Surprinzător și asta nu. Nu consumă ulei. Nu, între kilometri are. Actual are 32.000 de kilometri, achiziționată la undeva la 15.000 de kilometri de la un bun amic. Okay. Printr-o poveste de dragoste. Cum așa? S-au despărțit? Ei s-au despărțit pentru că el nu prea o folosea. E născut în 2018 aprilie. Aveți grijă cu femeile, băiat, că trebuie să le și băiat folosi. Inteligent, într-un fel, că nu o folosea, că în auto era kilometri puțin. Bărbaia. Da, și mă ocupam, îl ajutam cu servisarea ei și alte chestii. Și într-o săptămână a rămas la mine mașina, plănuiam să o cumpăr, dar mai aveam alta, o Toto Giulia 2.0 benzină. Și am zis, băi, până nu fac pasul, până nu o vând pe aceea, ca să nu ne încurcăm financiar și nu să nu te încurcăm. Carbon, plafon, cardan. Asta că e 4x4? Nu, este un, nu. Ca să zic... A. Nu știu, mă, eu întreb, nu mă pricep, na. Este un fel de divizie, mașinile rele de la Alfa. Ok, vin sunt cu acel logo, n-am câștigat-o la loto, dacă okay. O să întrebe okay. Lumea, da? Este quadrifoliu, ăla-i semnul trifoi cu patru foi. M, gen. Un fel de M, un fel de AMG, un fel de RS. Okay. Așa s-au gândit ei, că arată frumos. Are o istorie în spate, prin anii 1900. Dar nu se folosea la astea care erau 4x4, nu? Nu mai știu. Eu nu vreau să te încurc acum. Nu, nu chiar nu mai știu dacă a fost quadrifoliu. Ba da, a fost quadrifoliu, a fost. Și 4x4. Nu. Bă, nu, Alfa nu existat, specialist, Alfa 33, permanent 4, quadrifolio, pe vremuri se numea quadrifolio verde, acum au renunțat, de când modelul cu Giulia și cu Stelvio au renunțat la verde, se numește doar quadrifolio. Niște nebuni, domnule. Și spune că spoilerul ăla e activ? Da, este un activ diffuser, tot ce înseamnă carbon pe aia este făcut de Sparco, inclusiv capotă, plafon, difuzorul. Deci lefuit 100%, ți-am mai zis. Ne ocupăm. Da, cu ajutorul domnului aici de față, poate... Da. Zine de roți, hai să vorbim puțin de lateral. Închide această capotă de carbon, pentru că eu am prostul obicei să le trântesc. În manual scrie ceva de genul 18 inci, dar nu am instrumentul de măsură la mine, așa că îi voi da drumul de... mână. Un lat de mână, 18 inci? Trebuie să ai palma mare, să nu... Băi, nu, s-a închis. S-a închis? Două clanțe ca la BMW. Zim cu roțile și cu frânele, mă interesează mult. Bun, frânele sunt... Nu trebuie să-mi spui 204, nu mă interesează. Nu te interesează dimensiuni? Pa, zim de cap, dacă știi, dimensiunea știi, contează în general. Nu vreau să te ajut, mă, frate. Zim dacă știi, echiparea este... Fața la oameni. Fața la Dobrescu, nu la oameni. La oameni, că... sunt oameni, acolo sunt oameni. În aparatul ăla mic, acolo. Dacă te uiți pe aici, vezi deja mulți. Da, mă, gata, ai dreptate. Da, sunt. 59-800 și ceva. Salut. Bun, zi. Sunt echiparea de serie, există și opțiunea de frâne ceramice. Sunt 6 pistonașe față, 4 pistonașe spate, 360 de mm diametru față, 350 spate. Cu lecțiile, gen. Nu, din păcate mai am nevoie când mai comand, să știu ce comand și
Da? Așa, bun, pe okay. spate are un netrier suplimentar de frână de mână, care este folosit strict pentru frâna de mână. Mai există opțiunea de ceramice, care unii zic că e rentabilă, probabil că rentează foarte mult când o cumperi nouă și te bucuri de ea tu de primul set și nu ajungi să le schimbi pentru că sunt destul de costisitoare la înlocuirea lor. Adică e mai ieftină opțiunea din fabrică? Opțiunea din fabrică, da, este mai ieftină, este undeva la 8.000 de euro. Ele separat sunt undeva la 11.000-12.000 dacă le schimbi. Un set de plăcuțe, doar plăcuțele, sunt undeva la 7.000 de lei. Până acum am zis în euro, doar da. 7.000 de lei este în lei. În lei, atenție. În roni. Roni. Așa, dar avantajul lor este că țin altfel, mușcă altfel, depinde circuit, nebunule, strict, te da, duci, depinde, faci, da, depinde de fapt strict la ce folosești mașina. Ideea e că dacă ajungi și ele țin, să zicem, 100.000, probabil lejer, da, dacă ajungi să le schimbi, atunci e durerea. Când o cumperi SH, probabil și ai dat un preț pe ea și te anunță reprezentanța sau serviciul că trebuie să mai dai încă 10.000 pe sistemul de frânare să-l schimbi și îți pică greu. Zim de anvelope. Anvelope sunt niște Michelin Pilot Sport 4S. De fabrică a venit cu Pirelli P0 Corsa, care, deși țineau foarte bine la cald, în rest erau execrabile. Astea sunt, au, cum să zic, dezavantajul că dacă le încălzești foarte tare, nu mai mușcă cum mușcau P0 Corsa. În schimb, all around daily, ploaie, PTK, sunt mult mai ok. 255, 35, 19. 19 pe față, cu, pe față cu 295, 30, 19 pe spate. Este o dimensiune, aviz poliția română, mulțumesc, crescută cu 1 cm, pentru că de fabrică vine cu 245, 35 și 19 și cu 285 pe spate. Dar din problema că nu există pe spate 285 PS4S Michelin, am ales să cresc un centimetru ca să am opțiunea de PS4S. Și ca să fie mai confortabilă pe străzi? Da, overall e ok. Am vrut inițial capuri, Pilot Sport Cap 2, dar am avut experiență cu ele. Oricum, pe scurt, le mănâncă foarte repede, adică trebuie să alternez cumva schimbul de plăcuțe cu schimbul de anvelope și cu revizia ca să nu... Sincer, este singura printre chestiile pe care nu mi le explic, în sensul că nu are nicio ventilație, nu duce nicăieri, dar într-o parte este acoperită, într-o parte este liberă. Da, se simte puțină căldură pe aici, mai mult la... Da, ea are niște ventilații în carenaj, dar cumva dubios că pe stânga e într-un fel, pe dreapta e într-un fel. Hai să ne uităm la portbagaj, că poate nu, e haide, îl deschidem, dar să nu vă speriați. Deschide-l tu, nu pun mâna. De ce? Nu, n-am venit cu portbagajul. Haide, mă, să vedem. Este portbagaj de Alfa cu... Cu ce? Cu scaune, cu cârpă, cu... scaune, cu cârpa de șters, cu laptopul. Ulei. Nu e. Reclamul e doar ce a rămas astăzi, că astăzi am făcut revizia. Selenia, am venit quadrifoliu. Special pregătit. Pentru ea? Special pentru ea. Bine, Trona. Special. Din Kuala Lumpur. Am venit pregătit cu revizia făcută, că am crezut că facem, mergem pe circuit. Da, mergem acum, facem, dregem, căruț, dar nu s-a așa. Întreabă lumea de căruț. Cine e 11-le ăla și șarpele ăla? 11-le și șarpele reprezintă 1-1 și un 0, care 0 este încadrat în 110. Șarpe. 110 ani, okay. De Alfa Romeo, sunt sărbătoriți anul acesta. Și mamă, este un... și voi n-ați făcut întâlnire. Și noi n-am făcut Alfa Festul, urmat de un sticker bine consacrat de Stax, cu greu obținut, n-am avut RCA, îmi face leasing-ul și n-am avut, aveam deja RCA și Alex Grecu, n-aveam cum ce, trebuia să-i fac doar pe o lună în vederea matriculării sau ceva, adică nu. Bine, la restul îmi promit să fac colecție de stickere acasă. Vine de spate, ăsta este din fabric. Fabric? Da, tot exteriorul este de fabrică. Și difuzorul care vine cu flat bottom, cu podea până pe la jumătatea mașinii. Băi, unde sunt nebun. Multe pietricele și... Băi, cu... ești nebun și mai are niște aripioare jos. Are niște aripioare, are niște deflectoare, are niște captatoare de aer. Dacă vrea cineva să vadă evacuarea, se vede prin bară, pentru că este pe acolo. Și se mai vede și pe lângă, pe aici, și pentru că i-au lăsat-o... E adânseid în fabric? Este adânsă din fabrică. Are clapetuțe? Are clapetuțe, două bucăți, în afara... stoc în afara unui silencer scos, okay. Central, care face, a doar a amplificat un pic, i-a mărit volumul sunetului ei de fabrică, nu este schimbat, alterat, sunetul este fix același sunet, okay. Doar că are
Dar nu se aude a Ferrari. 2 decibeli. Nu se aude a Ferrari, se aude a Fiat. A Fiat? A Fiat? Parcă se aude a Fiat, se aude așa a Fiat. Se aude a Fiat, cum ar spune... A Fiat Turbo? Nici măcar, e un tractor U650 și pe acolo. Bun. Și... Să o vedem în mers. Am comandat un sticker cu steagul Italiei, Amazonul mi-a dat fail, a zis că nu merită să-l livreze în România. Există un trim pe care vreau să-l comand pentru schimbător, să-l mai stilizez un pic, care, dacă vrei să vorbim și de defecte, dacă îl apuci de partea din spate, o să simți că agață ceva plastic mai sus cu degetul, așa, are o buziță, da, care se plâng mult, de care se plâng mulți, că i-ar jena la mână. Da, folosesc un pic. Agață un pic. Preponderent nu mă deranjează, îl folosesc doar pentru a cupla în mașalier, în rest folosesc padelele pentru... Da, stai bine aici, îmi place. Pentru daily use. Scaunele, scaunele este o distracție cu ele, ele sunt niște scaune preserie, mașina a venit cu alte scaune, cu scaunele, astea sunt scaunele extra opțiune, care ulterior au fost îmbunătățite. Okay. Adică au devenit cu reglaj electric pe înălțime și etc. Iar acestea sunt scaune preserie, adică de pe mașini de teste pe care le-am achiziționat separat și într-un fel mă bucur că le-am luat separat și mașina a venit băgă cu... Băgă banii ăsta, om, nu-i problemă. Da, 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 s-ar zice, așa s-ar zice. În ideea în care dacă le comanzi din start, îți vine mașina fără încălzire în volan și scaune, iar eu iarna pun scaunele originale și am încălzire în scaune și în volan. Vara trec pe carboane, cum comosidicii. Și scaunele schimbate vara. Scaunele și roțile le schimb și roțile sau doar scaunele? Ocazional. E 4x4 dânsa, deci e ok. Nu. Nu e 4x4 spate. Tracțiune spate, cardan de carbon, diferențial ZF cu două ambreiaje, cu torque vectoring și cu asta am și eu la Toyota. Da. Nu, la fel. Adică piese în cotier. Da, nu sunt știu. De 156, dar le țin acolo în just in case, să nu le pierd. Bun, îmi place chestia asta roșie la bord. Oare e piele sau e... Sincer, nu știu să-ți spun. Din ce am văzut pe... Din ce asta am pare văzut... că e vopsit. Ăsta e vopsit clar. Da, ăla... Dar ăsta e moale. Din like ce am văzut pe fețele de uși, este material. Da, nu știu material să spun vopsit, sigur nu dacă este piele sau este alt fel de material, doar că se vede pe interiorul fețelei de uși. Ai se vede roșu, piele, cusătură roșie pe piele neagră, carbon, aluminiu. Am vrut să-mi iau tricou roșu, dar n-avea stax pe spate. Armand și... Cardon. Armand Cardon, care se laudă că ar fi cel mai ușor sistem de fabrică. Dar adică nu cântărește mult, nu? Nu cântărește mult, dar nici nu excelează, ca să zic așa, față de alte mașini, dar sunetul... Ești cu muzica cu ăștia? Băi, ocazional, când ești obosit și nu așa, te mai relaxează o melodie. Ai, ai zi, stație de aia Technics în casă, cu mai multe din alea și cu boxe separate, da, sau... Ai? Nu. Deci ești cu muzica, e clar. Eu n-am. Tu ai? Tu ai? Deci cu muzica și tu, vei? Deci este simplu să-ți dai seama de oamenii care sunt cu muzica, înțelegi? Au deck din ăla, știi? Cu, știi ce zic? De la, da, Technics sau ceva vechi, vechi. Bun, ăsta e sculă, știu eu. Sculă. N-ai. N-ai de la sculă, nu? Pe vechi, nu? Hai, vezi? E cu muzica. Și tu ai tot pe vechi. Hai. E momentul să investești. Dacă Alfa nu vrei... Da, nu-s cu muzica, frate. Păi... Bun, deci am zis de schimbător că e urât, asta e clar și suntem și de acord cu asta. Da, ok, nu e... Bine, nu e urât, e urâțel.
e urățel, mulți zic că e inspirat din BMW, nu consider așa, mi se pare că puteau și să facă ceva, puteau să-l facă chestie, pe buton, puteau să facă ceva, orice. Facă pe versiunea trist. Nouă de 2020 e un pic mai stilizat, vine îmbrăcat și el în piele. Okay. Nu am... Dar era o Alfa din asta cu roll cage? Există, s-a lansat acum în 2020, sunt două ediții, GTA și GTA-M, aceeași derivație din mașina asta, gata, știu. Mai ușurată, versiunea cu GTA vine cu Alcantara, cu aceea cu overfendere, așa, care în real life, bine, overfenderele nu i-am înțeles nici eu, aș fi făcut aripa cu totul, în schimb, fața este vazată frumos, cu aripi și aia are suplimentar față de asta, asta e aluminiu toată în afară de aripile spate și... capota care e de carbon și plafonul de carbon, aia are tot bordul de carbon. Casco? Da. Bravo. A, dacă e nizi. Un lucru bun, că dacă lovești ceva, nu știu, e dezastru. E dezastru și financiar și... Bun. Ia cât bordul. Cât bagă la oră? Ia bordul. Are 330 și nebun. Da, e bine. Pe... Acolo a cursul vezi. Acolo, real, probabil că e mai jos. N-am verificat real ce înseamnă, dar acu se duce acolo. Putem să mergem acum pe autostradă, dau drumul la GPS și vedem cât merge. Cum încerca? Mergem în Germania, la noi pe pistă, imediat, că noi avem pistă în Germania. Dar ce să te mai întreb? Aici văd carbon, volanul îmi place, e mișto. Este ele volanul de 2020. L-ai schimbat și pe ăsta, nu e spun. E schimbat volanul, e volanul de quadrifoliu de 2020. Deci nu putem să facem review de mașină second hand, că ăsta am schimbat toată mașina. Ai zis? Și volanul este cu mai mult carbon decât actualul. Nu e Alcantara, e sărăchie. E, lasă-mă, că măcar e negru. Măcar e negru. La banii ăștia? Nu. Deci ai schimbat volanul? Da. Ăla n-avea ce? Alcantara aici? Nu, avea Alcantara sus, n-avea pe laterale și avea carbon în partea inferioară aici, spițele de... Aici, aici era spița, ăla am normal. E acasă... Pe perete? Nu, nu, nu. Depozitat ăsta de aici, vă care și cu suspensie. Are cu suspensie adaptivă, da. Ok. Moduri de condus, race, nu știu ce. Race, dinamic, normal și advanced efficiency, unde în advanced efficiency nu merg. E un sistem destul de inteligent, dar probabil că pentru cine își permite să nu se bucure de mașină. În sensul că în trafic normal poate să meargă în 3 cilindri, fără să simți probleme, să simți sunet. Te milă de ea, nu? Mă gândesc la partea mecanică. Da, să meargă doar în 3. Mă gândesc că la partea mecanică și anume faptul că teoretic, adică nu știu, sunt foarte sigur cum folosește acei 3 cilindri, dacă îi alternează pe bancuri sau doar un banc se oprește, care deci are două calculatoare. Face uzură la alea 90 de grade și cântărește mai mult într-o parte după nu, aia, nu, dar teoretic dacă merge așa, bujii se colmatează doar 3 bujii. Ungerea e sărac doar pe 3 pistoane și tot așa. Are start stop? Are start stop. Și-l folosești? Nu, am cumpărat chiar un modul special pentru pornirea lui în default off, pentru că mă exaspera, pentru că nimeni niciun producător nu a auzit de EGT, de gaze, de temperatura gazelor, nu știe, nu are niciun cel mai mic algoritm de calcul, băi, ăsta e atras, s-a oprit la semafor. Hai să nu-i opresc. Nu există. Ai tras orice ar fi. Da, eu oprim orice ar fi că e la semafor. Și pățeam chestia asta, mă urcam pe autostradă, ajungeam la destinație în Germania. Ajungeam la destinație, coboram de pe autostradă, pac un semafor, pac se oprea motorul și că uitam de el să-l dezactivez. Și am achiziționat un modul separat mai care nu e problemă, mergi cu 130, nu se încălzește asta. Îl trece în default off. Da. Maxim 140. E, și radarul fii de acolo cu toleranța. Procesul da. Verbal de acum câteva că săptămâni. Cât adâncata, care e timp? Nu mi-a luat transponder din da, se aude o voce în spate care întreba că m-am dat pe adâncata. Da, m-am dat pe adâncata. Nu știu dacă dânsul are microfon sau doar cameră. M-am dat pe adâncata, s-a dat și un amic cu ea, nu mi-am luat transponder pentru a nu mă super entuziasma, să vreau să scot timp, să etc și să, Doamne ferește, să mă lipsesc de ea vreo 3 luni cât s-ar repara. Și am preferat să nu știu ce timp. Sigur am scos 2.5. Sigur am scos 2.5. Tind să cred fosta Veloce 20-280 de cai, 4x4. Am dat-o unui amic care se pricepe mult mai bine la condus decât mine, Ciprian Chete, care conduce un 4C, pilotează un 4C pe circuit și a scos un timp de 2.04, deci un 2.0 280,
de cai, pe șasiul ăsta a scos un 204, deci asta mașina în configurație, în configurație stock. Uh-huh. Da. Sub 2. De soft? Da, n-are, că nu aceea voce din spate, nu, nu am soft, nu vreau să-i fac soft, nu este suficient ce poate. E destul de jucăușă și așa. N-aș vrea să o fac și mai și nu? Plus că mai are o chestie, este în garanție și prefer să nu fac, să nu mă leg. Pe ploaie 1000-1200, depinde de ploaie. Dar cai sunt eu acolo. Eu cred că are, da, vreo 1000 și ceva pe ploaie, da. Cred. Ai și loc în spate? Da, două locuri, din 2019 sunt trei locuri. Scaunul din 2019 există și banchete rabatabile și eu am fixe și n-am... A fost un bug al italienilor în care au zis pe quadrifoliu, nu punem banchete rabatabile, dar punem doar centuri. De ce un bug? Nu mi se pare normal. Stai un frate, erau mașină să te duci la Ikea să cari masa cu ea. Trăiți. S-a descoperit că s-au fost foarte mulți clienți de quadrifoliu care își... Care ce? Cară copiii și e tăcând. Și îi bagă prin porbagaj și ce îi bagă prin porbagaj și nu știu. Și s-au plâns foarte mulți. Să stea copiii întinși în porbagaj și nu puteți să rabatăm banchetele. Sau noi mai dormim în ele. Da, în special englezii s-au plâns foarte mult de chestia asta, că n-au trei centuri în spate, că n-au banchete rabatabile și s-a ajuns... Că n-au trei centuri în spate, da, asta mi se pare puțin greșit. Da, uite, ai ISOFIX. N-am copii, dar faci. Îl luăm pe trend. Vorba aia nu e problemă. Da, astea cu negru îmi place, oglinda puteau să mai lucreze, dar vorba aia. Da, puteau o oglindă stil Audi frameless. Nu, puteau. Adică puteau totuși. Cât costă mașina asta nouă? Hai că nu te mai țin acolo, mă ridic. Nu, că acum m-am pus pe genunchi. Nu. Vârsta și-o arată, nu. Bun. Prețul de pornire e undeva de la 70.000 fără TVA, parcă dacă țin minte. Mașina asta în... Bun, ca idee, o mașină ca asta în echipare full, însemnând toate nebunii, inclusiv frâne ceramice, scaunele de carbon, cu toate cele, cu tot cu discountul de la dealer, a fost undeva la 92.000. Asta a fost mai puțin, că e mai cheală. N-are ceramice, n-are snavul, scaunele de... N-are nici schimbător. N-are nici schimbător, e... Dar poți să te joci din acele minunate la... padele. Nu, Simoni Racing. Simoni Racing. Unituri, știi ce zic? Ăla argintiu, poate... frumos, rotund, cu unituri sus. Se face are orice. Iese ăsta de aici? Dacă tragi suficient de tare, s-ar putea să iasă. Nu, se rotește, gen. Nu. Și pune, ții minte alea de la Dacia 1300 cu castel. Da, cu castel, cu rășină turnată peste, frumos așa. Poți să faci ceva frumos cu un leprechaun care ține o trifoiaș în mânuță și să facă așa și să învârți, să oprește camera. Măică mea! Ce e aici, mă? Alfa Romeo, Giulia, toate mașinile produse? Sunt sincomuri, parcă se numesc, sunt codurile gen de opțiuni și ce, cu ce e echipată mașina, ca să știe să nu se confunde mașina pe transport, pe etc, etc, să se poată identifica ca ușor. Ca la Ferrari cu mare tăbliță din aia de, vezi, mă, n-au luat doar motorul. Janta pe față cu 1,9 janta pe spate. 1,5 pe față cu 10. Fără J, fără J, J, te omor aici. Fac crimă în direct și reluare. J, H, ce mai vrea clientul să face. Mulțumesc lui Bogdan pentru informații și pentru că a acceptat să aducă mașina la episod și sper să-l mai vedem și cu alte mașini, că el mai are multe mașini și poate facem și review de mașină second hand într-un final în care oamenii să fie interesați de o Alfa, Cabrio, Spider, diesel, da, e de vânzare, facem, dacă se vinde, așa, cum am stabilit, rămâne comisionul, ne reglăm cu episodul ăsta. Ne reglăm cu episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, dacă vi se pare interesant sau cel puțin amuzant, dați share, like și subscribe acolo clopoțel, că sunt primul pe YouTube. Treaba voastră.